Binecuvântat să fie fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, cel care are nemurirea, singurul, el care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut și nu-l poate vedea, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Și din aceste măreții ale sale să ne împartă după bunăvoința așa și după vremea sa nouă tuturora. Amin. Dacă doriți, deschideți, vă rog, Scriptura împreună cu mine la Cartea Estera, capitolul 5. Aici, de la versetul 9, în traducerea noastră, este un titlu, Planul lui Haman. Eu aș pune un alt titlu, potrivit cu ceea ce am pe inimă să spun, Sindromul Haman. Știți ce înseamnă un sindrom? Totalitatea semnelor și simptomelor care dau nota caracteristică a unei boli. La ce mă refer? Citim versetul 9. Ne aflăm în cea din tâi zi a ospățului la care Estera invitase pe împărat și ceruse ca să-l însoțească și Haman. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumit. De altfel, ce se poate mai mult în viața asta decât să fii vesel și cu inima mulțumit? Vorba lui Solomon din Eclesiastul, să te bucuri de ceea ce ai. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie. Iată semnul exterior acestui sindrom, mânia. S-a umplut de mânie. S-a dus acasă, a povestit din trecut, din ziua aceea, dar face următoarea mențiune, versetul 13, toate acestea n-au pentru mine niciun preț. Imaginați-vă un om bolnav, care degeaba are de toate, dacă îl dor picioarele, nu le mai poate nici vizita. Degeaba are cele mai bune mâncăruri, dacă e bolnav, poate nu le poate nici gusta, și așa mai departe. Sindromul mâniei. Acum, evident, fără ridicare de mână, care vă bănuiți să aveți ceva semne din acest sindrom? Nu atât de grav ca și el. Am întâlnit zilele astea doi frați în vârstă, unul are Parkinson într-o formă foarte avansată, îi tremură și picioarele deja, celălalt, în anumite situații, a început să-i tremure mâinile. Dar e același sindrom, aceeași afecțiune. Vreau să observăm de aici și noi ne cercetăm pe noi, să ne suspectăm dacă am văzut chiar forme ușoare de mânie. Dar mai fac aici o mențiune, uitându-ne în Scripturi, cel mai mult scrie spre mânie în dreptul lui Dumnezeu. El o face într-un mod competent. Și mânia lui se va încheia odată cu istoria păcatului, pentru că ea este stârnită de păcat. Mai avem de-a face în Scripturi cu acea mânie, eu o numesc sfântă, care este o reacție naturală la păcat, dar aceea nu are manifestări de tip negativ. Spunem Psalmul 119, versetul 53, mă apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi. Noi vorbim acum de mânia ca și fenomen rău. Nu când ca și părinte vezi că și copiii fac ceva lucruri rele și te indignezi, sau când în adunare sau în societate așa vezi răutatea care se întâmplă, stricăciunea, imoralitatea și te indignează așa ca și pe Pavel în Atena. Nu despre asta vorbim, cred că e clar și se poate face separare. Vorbim de mânie ca și păcat, despre aceea despre care scrie în Efeseni capitolul 4, citesc versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Mânia care nu conține păcat nu-i problemă. Este o reacție naturală la păcat. Vorbim de mânia despre care scrie aici, versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, în asta păcătoasă, spune finalul versetului, să piară. Examinând mai departe sindromul Haman, izbucnirile de mânie, furia, umplerea de mânie, notez două sau chiar trei lucruri. Primul, când apare manifestarea de mânie,
dispare bucuria, veselia, liniștea, fericirea, pacea. El a știut totuși să se stăpânească, dar bucuria s-a dus. Pe asta n-a mai putut controla, să o păstreze. Avem astfel de momente în care în loc să te bucuri de o zi, așa cum este ea, cu sau fără ploaie, de o mâncare, și vom vedea în exemplele ce le voi da, mânia în manifestarea ei, mai întâi, ia bucuria. Te lasă trist, mânios ca atare, în al doilea rând. Mânia în manifestarea ei te face destructiv. Sunt oameni care la mânie sparg prin casă, trântesc cel puțin cu ușile, se supără. Am văzut unul care, l-am întrebat, ce-i cu mâna ruptă? M-am supărat și am dat cu pumnul în perete. Evident că a fost mai tare peretele decât mâna lui, dar atât a fost de supărat și a rupt mână. Și ursul este prins, tot sub formă de mânie uneori, este pus în față într-o scorbură, de exemplu, miere, și acolo legat cu un lanț sau cu o sfoară, o bucată de lemn, și el tot dă la o parte, aia vine înapoi, în legea gravitației, el tot se supără, dă mai tare, mai tare, tot îi vine în cap până amețește. Omul la mânie distruge. Haman la mânie, scrie aici în versetul 14, s-a hotărât să distrugă pe Mardoheu în regim de urgență. Asta e tot un simptom a mâniei, repede. Și în perspectivă voia să-i distrugă tot neamul. Observați ceva. I-au zis ceilalți care erau tot ca el, finalul versetului 14, părerea aceasta, să-l spânzuri în zori pe Mardoheu, a plăcut lui Haman, pentru că i-au spus, în felul acesta, iată ce i-au spus ei, vei putea merge vesel la ospăți. Auzi, după ce spânzuri, pe unul să te bucuri. Așa cred mânioșii, că dacă ei se răzbună și se manifestă, le revine starea aceea bună pe care au pierdut-o prin mânie. Ciudat. Îndrăznesc să definez, bazându-mă pe ce-i scris, că mânia este o nebunie de scurtă durată, în raport cu o altă nebunie care poate fi permanentă. Îmi bazez afirmațiile pe următoarele versete. Cartea Eclesiastul, capitolul 7, versetul 9. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Proverbe, capitolul 22, versetul 24. Nu te împrieteni cu omul mânios. Nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te prinzi cu cărările lui și să ajungă o cursă pentru suflet și să cazi victimă. Doamne, păzește-ne! Rețineți așadar în primul rând. Oamenii când se mânie, își pierd bucuria, își dezlănțuie mânia fiind în stare să facă rău, ceea ce îi caracterizează poate fi numită o stare de nebunie. Vreau să luăm câteva exemple și vă rog să vă gândiți împreună cu mine. Am întâlnit frați și surori, să nu spun de cei din lume, care spun, frate, am o stare de mânie și nu pot controla. Mă uimesc uneori situații când chiar fete spun, sunt furios, mă supăr, devin irascibilă. Și mă gândesc, oare ce va fi când se mărită? Uneori mame dau vina pe copii, că de aceea sunt vulcanice sau unii bărbați. Încearcă să justifice izbucnirile de mânie dând vina. Ba chiar am întâlnit oameni care au spus, frate, am încercat să scap și nu pot. Se poate scăpa de mânie sau nu se poate scăpa? Psalmul 37, versetul 8. Și apoi trecem la exemplele care ne lămuresc.
Psalmul 37, versetul 8. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău, distrug cei mânioși. După înțelegerea mea, în sindromul lui Haman, mânia-i aspectul vizibil, exterior. Dar acest sindrom are aspecte interioare și acelea trebuie eliminate. De exemplu, cineva are o infecție în sânge sau are o problemă și apare alergie pe piele. Nu la piele trebuie să rezolvăm cu alifie, asta așa pe moment, să nu se facă rană. Trebuie să fie o curățire interioară, în sânge trebuie rezolvat ceva. Poate de la ficat sau știu eu, de la altă infecție. Medicul ți-a analize și asta se vede în interior. După înțelegerea mea, primul factor care duce la acest sindrom în manifestare exterioară în mânie este mândria. Urmăriți-mă în următoarele exemple. Ne întoarcem la Haman, Estera, capitolul 5. Citesc de la versetul 11. Haman ne-a vorbit despre strălucirea bogăților lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie și despre locul pe care duse mai presus de căpetenii și slujitorii împăratului. Și-a adăugat, eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa l-a primit împreună cu împăratul. Era mândru Haman sau nu era mândru? Foarte mândru. Știți episodul din dimineața ce a urmat? Scrie în 6:6, împăratul i-a zis ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul Haman și a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Frați și surori, dacă vrei să scăpăm de izbucnirile de mânie, trebuie să rezolvăm mândria. Foarte mulți au aceste iritări pentru că sunt mândri și le-ai atins orgoliul. Și până nu-și vindecă orgoliul, nu scapă de mânie. Asta e doar reacția de exterior. Și unii recunosc că sunt mânioși, dar nu recunosc că sunt mândri. Dar mânia e dovada mândriei. Trecem la un alt caz. 1 Samuel, capitolul 18. Se întorceau evreii de la înfrângerea filistenilor în urma uciderii lui Goliat și scrie în versetul 8, după ce femeile au cântat, Saul a bătut miile lui, David zecilui de mii, Saul s-a mâniat foarte tare. Împărate, tu trebuie să fii bucuros că astăzi s-au fost înfrânți dușmanii. Tu vii victorios de pe câmpul de luptă după atâta tatonare. Ce i-a provocat mânia? Mândria, eu sunt împărat, auzi să-l suie mai sus ca pe mine? Da, da, țineți bine minte și când vă vine mânia, întrebați-vă de mândrie. S-ar putea să nu mai fie nevoie nici de consiliere spirituală. Vă lămuriți singuri. Și de aceea a pornit tot ce a urmat. Cum am spus că se manifestă sindromul ăsta? Să distrugi. O da cu suliță. Să-l omoare. Da? În mânie oamenii devin nebuni și Saul efectiv a fost nebun. Mândria l-a dus aici. Luăm un alt caz. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul 26. Împăratul Ozia scrie aici în versetul 15, partea finală, faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Sindromul Haman e boală de moarte. Cum scrie în Proverbe 18:12, 16:18? Mândria, trufia merg înaintea pieirii. Asta e boală rea. De sindromul Haman se moare spiritual. Mânia te va pune să faci fapte de nebunie. Datorită mândriei. Știți că a intrat în templu și scrie de la versetul 18, preoții au intrat și au vorbit cu
apreciere cam pentru un împărat și au zis, lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului. Dumnezeu ți-a dat har, ești un împărat vestit. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță. Și cum s-a mâniat pe preoți, a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților. Și s-a grăbit să iasă și a rămas cu lepră până la moarte. Poate dacă nu intervenea Dumnezeu, ar fi procedat ca și Asa, care l-a băgat pe un proroc la închisoare, scrie în aceeași carte, capitolul 16, că și-a permis să vină înaintea împăratului. Da? Mândria uneori duce la pieire prin mânie și facem anumite prostii, cum scrie în Proverbe, cine iute la mânie face multe prostii. Dar asta e datorită mândriei. Surorilor, ca să fiu practic, sau putea uneori să vă agitați acasă, muncind, cu copiii, și dați vina pe copii. Nu, s-ar putea uneori de mândrie că n-ați reușit să vi le puneți la punct cum vreți și că au venit musafirii și n-ați reușit să faceți prăjitura și nu v-a ieșit. Nu lerui de bai, că n-a cobine. Mândria ta că ai vrut să te lauzi cu ce prăjitură faci tu. Dacă ai fi fost merită să zici, a, păi nepricepută de mine, eu nu m-am priceput la plăcinte niciodată. Dar lasă că ce nu-i bun de la noi, cumpărăm și se rezolvă. Da, da. Dar asta ne este greu nouă să o recunoaștem. Suntem supărați pe soțiile noastre, poate că n-au făcut anume ceva, n-au percutat cum am vrut noi. Să ne smerim și să spunem, atât am meritat să-mi dea Dumnezeu, asta mi-e nevasta care mi se cuvine, îi bine și cât îi. Dacă Haman n-ar fi fost mândru, s-ar fi bucurat să-l plimbe pe Mardoheu cu calul. Se spune, ce interesantă zi, dimineață plimb pe unul cu calul, la mea m-am cumpărat. Dai calul împăratului acolo, nevasta împărat. Dar în orgolul lui, cum adică? Și devine furios. Da, da, nu mânia e problemă, mândria e problemă. Trec la un alt aspect, tot din sindromul acesta. Ne oprim în Genesa 4, la Cain. Versetul 6. După ce i s-a posomorât fața, Domnul le-a zis, pentru ce te-ai mâniat? Astfel de mânii n-au substrat, n-au motiv. De ce s-a mâniat Cain? Spuneți-mi cu ce a fost de vină Abel. Abel nu l-a lăsat să aducă jertfă ca și el? Nu putea să aducă după aceea jertfă? Invidia, cum adică numai el și eu nu? Vă amintiți unde scrie în Proverbe? Pisma este putrezirea oaselor. Iată din nou sindromul cu boală de moarte. Și sunt oameni care pismuiesc și sunt roși pe dinăuntru, sunt terminați spiritual și știu să se stăpânească. Numai că între prieteni și acasă discută ca Haman. Dar schinuiți, Doamne, păzește-ne de asta, ajută-ne să ne vindecăm. Iau un alt caz, 1 Samuel capitolul 17, se prezintă David pe front în Valea Terebinților, aude pe Goliat strigând, cere lămuriri, aude frate său Ilia, versetul 28, s-a prins de mânie, era frate său mai mare, pentru ce te-ai pogorât tu, cu ai lăsat acele puține oi în pustie? Dar stați puțin, era David domnul căruia nu-i păsa de oi? Dar David sau Eliab s-a luptat cu ursul și cu leu? Era drept ce spunea Eliab aici, nici vorbă. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. David a fost mândru și rău? Niciodată. Dar de ce s-a deranjat așa Eliab? Probabil că el, fratele mai mare, n-a reușit și vine ăsta mai micu și dovedește el aici. Dar sunt unii care se deranjează, că invidia e tot pe acolo cu mândria, e sâmburile, e sămânța acestui sindrom, acestei boli. Doamne, fie-ți milă de noi! Că asta, din nefericire,
termină pe unii. Pus o soră de la noi din biserică a trecut la Domnul și înainte, într-o noapte a dat Domnul o revelație. A ajuns ca într-o grădină a paradisului și de acolo a fost dusă undeva într-un alt loc și într-un demisol întunecat a găsit trei surori. Și le-a zis, nu departe de aici e o mare strălucire, veniți și voi. Nu ne lasă să ieșim de aici. Dar de ce? Și fiecare a expus câte un motiv și la una erau stările de mânie. Știți ce a fost? În continuare, sora când ne-a povestit, că ne-a chemat după noaptea cu visul, a uitat care surorile. Dar s-a dus o soră să o viziteze și în timp ce îi povestea visul s-a amintit că sora asta e una din acele trei. Da, cu un astfel de sindrom se merge în pierzare, fără curvii, fără hoții, cu mânia cauzată de mândrie, de invidie. Exemplele pot să continu. Mă opresc la 1 Împărați, capitolul 21. Amintesc, uneori și poftele neîmplinite, dar tot din mândrie, tot invidia ei. Ahab îi cere lui Nabot să-i dea ogorul, dar spuneți-mi mie că împărat n-avea alt ogor? Nu-și putea permite să-și pună semănături ce-i plăcea? Dar i s-a pus pata pe grădina aia. Și observați manifestarea exterioară. Exact ce am vorbit la Haman. Ahab a intrat în casă, trist și mânios. Mânia ia bucurie și duce la distruge. Cu ajutorul nevestei a pus la cale omorârea casei lui Nabot. Și-a întors față, n-a mâncat. Da. Să ne păzească Domnul și de astfel de pofte păcătoase. Rețineți. Am spus întâi care sunt manifestările mâniei. Se pierde bucuria și vine starea de răzbunare. O nebunie. Mânia însă are un substrat și acolo trebuie să rezolvăm problema. De aceea nimeni să nu îndrăznească să spună eu nu pot să nu mă mâni. Eu sunt un temperament extrovertit, asta e natura mea, nevasta e de vină, bărbatul e de vină. Nu, cauzele nu sunt în exterior, nu sunt în temperament. Cauzele sunt, primul rând, rețineți de aici, trăținu minte. Nu suntem lepădați de noi înșine, noi răstignită firea pământească. Asta ar fi trebuit când ne-am pocăit, a spus Domnul Luca 9:23, dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine. Cineva a întrebat, cum pot să-mi dau seama că sunt lepădat de mine însumi? O zis, du-te într-un cimitir și calcă așa peste morminte. Vezi, treci peste oameni săraci, calcă peste morminte mai fastoase. Și vezi, care ce comentează? Că ai călcat prea pe colț, că i-ai murdărit granitul. O zis, dar morții nu comentează. Ei, să știi, când e omul lepădat de el însuși, nu se agită orice îi face. Ideea aia cu sticla, dacă e apa curată, poți să dai cu ea până faci scurtă la mână. Tot curată rămâne apa, dar dacă e nămol, numai un pic ai mișcat-o. Zici că e cu CO2, nu? Dacă e, dacă e nămol, se tulbură, dar dacă nu-i, da, asta e problema. Când apare o ispită de mânie, să știm că nu suntem lepădați de noi înșine. Doamne, fii-ți milă de noi. Când spune Scriptura, am citat din Psalmul 37, cop, lasă mânia, înseamnă că poate fi lăsat. Citeam despre un om care era într-o cabină telefonică și da cu telefonul că nu se formează legătură. Și centralista a observat și imediat a blocat cabina, s-a aprins un bec și s-a temut că vine poliția. Și a zis, vă rog frumos, mă scuzați, plătesc taxa, mă grăbesc. Cum adică a putut să se calmeze imediat? Poate omul să se calmeze. Am văzut oameni care se ceartă și a venit musafirul. A, poftiți, bună ziua. Păi pot sau nu pot? Nu se poate omul controla, poveste că nu se poate.
Domnul lasă mândria dinăuntru și îi alimentează starea de mânie, dar s-ar putea controla. Când vine poliția, sau știu eu, sau vreo altă autoritate, cineva, așa te poți liniști. Dar de ce nu ne-am liniști în conștiința că ne vede Domnul, că este un înger prezent? Astea nu sunt motive suficiente? Dar e firea pământească. Asta ne creează nouă probleme. Frați și surori, tot timpul vor fi motive ispite de mânie în jur. Tot timpul va fi o penină care va încerca să te ispitească să te mânii, 1 Samuel 1 cu 6. Ăsta e scopul diavolului, fiara din Apocalipsa, capitolul 12, 13, cu balaur acolo. Îi mânia diavolul care puțină vreme și mânia asta și-o manifestă prin oameni din jur, ispitirile acestea. Și vrea să distrugă acolo copilul și femeia și pe credincioși, până la ultimul dintre ei. Și spune Scriptura că noi nu mai suntem copii ai mâniei ca și ceilalți. Cum nu mai suntem copii ai mâniei? Ne-am lepădat de euul nostru și fără eu nu te poți mânia. Când celălalt îți spune altfel, fără eu zici, înseamnă că el are dreptate. Măi, tu zici bine. Da, da, numai cu eu te poți mânia, fără eu nu mergi. Că rămâne el și nicio problemă. Spune Scriptura în Coloseni, capitolul 3, versetul 8. Dar chiar acum, lăsați-vă de toate acestea. Deci expresia asta în sine, lăsați-vă, asta arată capacitatea noastră de a scăpa de mânie prin pocăință. Altfel nu se poate. Te controlezi numai până la un anumit grad de ispitire, după aceea scapi, dar dacă e repădat euul, te duci până vine Domnul. Și interesant, primul pe listă este de mânie. Putem să scăpăm de asta. Și este un cuvânt frumos în 1 Corinteni 13 cu versetul 5. Aici scrie despre dragoste. Și hai să ne oprim o clipă așa la între contextul de aici. Scrie că poți vorbi în limbi, poți proroci, acțiuni care au loc între credincioși. Poți face daruri, taine, să predici, să faci. Și scrie că dacă n-ai dragoste, toate astea sunt un zero. Și apoi, între calitățile dragostei, scrie între altele versetul 5, nu se mânie. Cum adică? Dar hai să fim sinceri. Pe cineva care ți-e drag, așa e că nu te mânie? Pe un copilaș care ți este drag. Știu eu, iubești pe cineva, te-ai căsătorit. Nu te mânie. Ce înseamnă asta? Din nou, de aici înțeleg că omul poate să nu se mânie. Dar dacă nu-i dragoste, dacă nu-i Duhul Sfânt cu dragoste, care își începe lista cu dragoste și o încheie cu înfrânarea poftelor, e mare problemă. Da? Să te mânii pe partenerul de viață, eu aș zice mai întâi să-i declari, vezi că începând de astăzi nu te mai iubesc. Dar unii se laudă că iubesc și se mânie. Cum vine asta? Că dragostea nu se mânie. E din nou aceeași chestiune. Nu se îndepăda de mine însumi și am nevoie de o pocăință adevărată. Doamne, ajută! Recapitulez și mă opresc aici. Să nu vă scuzați mânia, pentru că ea trebuie abandonată categoric. Noi nu mai suntem copii ai mâniei, noi nu suntem chemați la mânie. V-am spus în Biblie, cel mai mult scrie de mânie în dreptul lui Dumnezeu. Și pedeapsa pentru cei ce se mânie, e mânia lui Dumnezeu. Scrie în Apocalipsa, unde? Ia amintiți-vă repede. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Cine vrea să aibă parte de mânia lui Dumnezeu? Când va veni, scrie în Apocalipsa 6, că vor spune oamenii, stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia lui Dumnezeu și de mânia mielului. Dar ca să fim eliberați de mânie,
de sindromul Haman, care duce la distrugere. Noi, de fapt, trebuie să scăpăm de sămânța demonică a mândriei, de eul nostru păcătos. Nu se poate duce pocăința fără răstignirea eului. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, gata cu grădina de zarzavaturi, că dacă nu-mi face cum îmi place, m-am supărat. Gata cu asta. Și-i nevoit Dumnezeu să ne treacă prin fel și fel de procese, să ne lepădăm de noi înșine, să ne smerim, ca să devenim oameni blânzi, așa ca Moise, da? Păi spuneți-mi dumneavoastră, Moise, în furia lui, știți cum l-a împachetat pe unul, nu? Fără ajutoare. Vorba cuiva, au zis, dacă rămânea Moise în starea aia de mânie, până în Canaan îi termina pe toți evreii. Și a devenit, spune Scriptura, cel mai blând om de pe fața pământului. Așa l-a învățat Dumnezeu la urma oilor 40 de ani. La început credea el că evreii pricep că el e rânduit să-i scape. Dar Moise nu așa. Și apoi când Dumnezeu l-a chemat, fără pretenții, în smerenie, a putut să fie de folos Domnului. A avut și el acea mânie împotriva păcatului când a fost cu vițelul acolo, Exod 32. Dar în rest, cât avea de furcă cu ei, când a venit socrul și l-a văzut, băi, de dimineața până seara, numai în pacă, numai... Cum a putut? El s-a dăruit și spune Scriptura în Evrei 3 că a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, s-a dăruit să slujească, să ne ajute Domnul și nouă. Și niciun frate, oricât ar fi el de bărbat, și nicio soră, oricât ar fi nervii de slăbiți, să nu justifice starea de mânie, că problema este alta, ăsta e doar aspectul exterior acestui sindrom. Baiul, cum zice românul, este înăuntru, la mândrie, la nelepădarea de sine, la lipsa iubirii. Doamne, ajută-ne să pricepem cum ne vrei și dă-ne harul să slujim în așa fel încât, cum scrie în Efeseni, în Filipeni 4, blândețea noastră, care este opusul mâniei, să fie cunoscută de toți oamenii. Amin.